Un grup de vinificatori din Moldova, experți și reprezentanți ai Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova se află în perioada 26-30 iunie curent în Germania pentru a studia experiența vinăriilor germane în implementarea standardelor de sustenabilitate în sectorul vitivinicol. Vizita se desfășoară în contextul inițiativei ONVV Vinul Moldovei Sustenabil, derulată cu sprijinul proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, care are ca scop asistarea vinăriilor moldovenești în certificarea vinurilor îmbuteliate destinate exportului pe piața Uniunii Europene drept vinuri sustenabile. Mai bine de un an, mai multe vinării din Moldova s-au antrenat în implementarea standardelor de sustenabilitate pentru a se alinia noilor tendințe globale de sustenabilitate și preferințele consumatorilor pentru produsele sustenabile, sporind astfel competitivitatea vinurilor îmbuteliate pe piața de export. Pe parcurs la 5 zile, echipa de vinificatori din Moldova vizitează mai multe vinării din Germania care au adoptat standardele de sustenabilitate la etapa de producere a strugurilor, dar și a vinului. Discută cu Asociația Producătorilor de Vinuri și cu reprezentanții ai mediului academic din domeniul vitivinicol. Clienții noștri sunt tot mai interesați de produsele sustenabile, ceea ce ne-a motivat să analizăm și să definim acțiunile necesare pentru a deveni o afacere sustenabilă, afirmă Vladimir Ursu, reprezentantul unei vinării. El subliniază că nu este suficient să avem produse bio, eco-friendly și organice, ci este esențial să implementăm o serie lungă de practici interconectate menite să protejeze resursele naturale și mediul de afaceri. Compania este interesată să descopere exemple concrete și metode reale de implementare a standardelor de sustenabilitate și să înțeleagă beneficiile obținute prin acestea. De asemenea, vizita de studiu prevede de familiarizarea vinificatorilor din Moldova cu bunele practici de sustenabilitate promovate de Asociația Germană Ferngreen și cele 150 de criterii ale codului de sustenabilitate a vinurilor ce se referă la practicile privind protecția mediului, protejarea biodiversității și a resurselor naturale, responsabilitatea socială, politicile de personal și angajamentele sociale, conservarea și promovarea patrimoniului și peisajelor culturale. Vinul sustenabil este viitorul sectorului, mai ales că această tendință globală este susținută de preferințele consumatorilor. În acest context, experiența vinăriilor din Uniunea Europeană în implementarea principiilor de sustenabilitate este extrem de relevantă pentru vinurile moldovenești, care sunt la început de cale, ajutându-le să facă față provocărilor în procesul de implementare a standardelor și de obținerea a certificatelor de sustenabilitate, a declarat Elizaveta Breahnă, director Oficiului Național al Viei și Vinului.